O știre care a făcut în conjurul țării este legată de faptul că DIICOT a reușit destructurarea unei rețele de proxenetism care folosea minore din centrele de plasament. Unul dintre primii jurnaliști nemțeni care a semnalat acest caz incredibil a fost colegul nostru Robert Iosub de la Ziar Piatra Nemț. Acesta susține însă lucruri cutremurătoare legate de faptul că acest gen de prostituție era cunoscut și chiar tolerat la nivel înalt în județ de ani de zile. Fetițele erau folosite chiar la petrecerile oamenilor politici, motiv pentru care astfel de situație a fost tolerată și ascunsă sub preș cu bună știință. Iată mărturiile incredibile ale jurnalistului pietrean. În primul rând, e bine să specificăm că acesta nu este un fenomen care se întâmplă de un an, doi, ci de foarte mulți ani. El la nivel public este cunoscut, dar din diverse motive este trecut sub tăcere. Cred că principalele motive sunt acelea de a nu crea deranj în sistem. Cred că acum 3 ani de zile noi am scris prima oară de așa ceva, dacă nu mă înșel eu, chiar prin 2013 am scris prima oară, când am prezentat chiar și acte medicale conform cărora o minoră a fost dusă la un cabinet privat unde a suportat o întrerupere de sarcină. S-a deschis la acel moment un dosar penal, dar în final am înțeles că s-a găsit un părinte care să spună că a fost de acord cu această operație. Mă interesează în special despre ceea ce se întâmplă la Roman. Este vorba de acele apartamente, la apartamente sau în instituția, dar instituția propriu-zisă nu mai există decât acele apartamente. Deci, după cum ați văzut în comunicatul DIICOT, avem aici, că am și eu acum comunicatul în DIICOT, un nume, Bela Iona, care ar fi coordonat această grupare. Este vorba de o individă din Piatra Neamț, care era acolo și din Roman, și din Piatra, și din tot județul, astfel de fete, din familii dezorganizate sau centrele de plasament. Noi am avut această individă într-o cercetare jurnalistică în legătură cu o fată luată de la un centru de plasament chiar din Piatra Neamț. Înțeleg că și acea fată a fost investigată de cei de la DIICOT. Așadar, centrul grupării este la Piatra Neamț, nu la Roman. Din câte înțeleg, cea de la Roman a fost una dintre fetele care s-au putut veni și cu dovezi, pentru că este foarte greu să produci dovezi în astfel de cazuri. Chiar este o minune ceea ce au făcut cei de la DIICOT, că au reușit să probeze așa ceva și să-i aducă pe oamenii în fața justiției. Unde se găsește în această ecuație Direcția de Protecție a Copilului? Pentru că, evident, acestea sunt adolescente. Cam în ce vârste, aveau acestea? 14, 16, 18. Bun, întreb din nou unde se află în ecuația asta Direcția pentru Protecția Copilului și dacă cineva poate răspunde pentru o asemenea, putem considera crimă. Da, noi am venit cu soluția pentru rezolvarea acestei probleme de foarte mulți timp, dar din păcate cei de la Direcția de Protecție a Copilului și mulți alții s-au opus rezolvării problemei. Rezolvarea problemei ar fi fost prin acordarea celor de la poliție cum să-i spun, nu mai știu exact cum se numește legal, dar acordarea dreptului de a face publice cazurile în care copiii dispar din centrele de plasament. Deci cei din centrele de plasament, în momentul în care le dispare un copil, o astfel de minoră, anunță poliția, dar nu dă acel, așa se cheamă, nu dă acel acord de mediatizare. Deci poliția nu are voie să ne dea nouă presei fața copilului sau măcar caracteristicile copilului care a dispărut din centrele de plasament. Bine, dar se poate brula, se poate... Deci nu pot să ne dea cei de la poliție pentru că nu le dau acord de mediatizare cei de la centrele de permanență, să ne înțelegem. Cei de la poliție ne-ar da în fiecare zi tot... Da, dar direcția de protecție a copilului se află în subordinea Consiliului Județean și aici... Nu dau. Cei de la Direcția de Protecție a Copilului spun că să nu aibă probleme cu părinții adevărați, că nu prea este legal. Și toți copiii care dispar din casele de copii din neamț nu apar pe lista de dispăruți. Din acest motiv, pentru că nu există acordurile de mediatizare. M-am rugat în fel și în chip, în toate formatele, am vorbit cu toți, de la protecția copilului, de peste tot, ne-am explicat. În momentul în care o fată, o minoră, dispare dintr-un centru de plasament și dumneavoastră dați acordul de mediatizare poliției și apare în presă, acea copilă nu mai poate fi victima unui trafic de persoane, pentru că o vede toată lumea. Din păcate, nici la ora actuală, copiii care dispar, noi nu aflăm de ei. Dispar copiii din centrele de plasament, vreau să vă spun că aproape zilnic. Și stau dispăruți o zi, două, trei, se întorc sau ei odată plecați nu mai revin? De regulă ei sunt găsiți la un moment dat. Deci ei sunt dați la poliție ca plecați, ca dispăruți. Dar poliția nu primește acel acord de mediatizare și totul este doar între poliție și cei de la centrele. Care este poziția că odată izbucnit acest scandal trebuie să aibă un cuvânt de spus și domnul Ospa și doamna Păvăluță? Ei, ca de fiecare dată, vor spune că probabil fata era plecată din centrul de plasament și aici se încheie discuția. Nu mi se pare corect, mi se pare ceea ce se întâmplă o cocoloșire acestei grave infracțiuni de trafic de minore. Și mai ales ne bate Dumnezeu cât acești copii n-au părinți sau sunt abandonați de părinți. Deci nu este absolut deloc în regulă, mai ales că și la modul de investigație jurnalistică, dar ne este foarte greu să ieșim cu aceste cazuri pentru că nu avem probe. Aceste minore au fost duse spre a oferi plăceri chiar unor oameni foarte importanți din județul Neamț. Da? Ceea ce spui mi se pare deosebit de grav. Este deosebit de grav, este deosebit de grav, dar din păcate multe lucruri nu e bine să ajungă în presă, nu e bine să ajungă, pentru că tot a fost capturată această individă Bela. Ultima investigație jurnalistică legată de o minoră de la un centru de plasament din Piatra Neamț, pe noi ne-a dus la această Bela care ar fi luat-o din centru de plasament și a dat-o la mai mulți oameni, dintre care și un fost politician din Piatra Neamț foarte titrat. Totul se oprește în momentul în care încep să fac prea mult. La un moment dat, fata de care noi aflasem că a pățit aceste lucruri a fost găsită de cei de la acest deplasament și printr-un miracol, probabil fata, din ce spun gurile rele, fata vorbea prea mult, brusc au luat și au dus-o și au internat-o la psihiatrie, au ținut-o săptămâni întregi acolo pe motiv că ea consumă droguri, cu toate că eu sunt, din informațiile mele, secția de psihiatrie din Piatra Neamț nu are compartimente de dezintoxicare pentru consumul de droguri, au dus acolo, probabil acea fată nu va putea niciodată să meargă în fața unui organ de anchetă să spună, uitați ce am pățit, pentru că în spate va veni automat acea fișă în care spune că am fost internată la psihiatrie. Deci situația este mult mai gravă, se ascund foarte mult. Reamintim faptul că încă din 17 martie 2017, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate și Terorism Neamț au dispus reținerea inculpaților Mumdijev, Gdoebe, Bela Iona, Dumitru Rotariu, Liviu Ungureanu, Nicolae Balașcă, Cătălin Mihai Bârzu, Ana Maria Păduraru, Georgeta Stafie și Nicorescu Vasile pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire și aderare la un grup infracțional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism și act sexual cu un minor. Din rechizitoriu rezultă faptul că procurorii au suspiciunea rezonabilă că pe raza municipiilor Piatra Neamț și Roman a fost constituit grupul infracțional amintit, organizat și specializat în vederea racolării de tinere majore sau minore provenind din familii dezorganizate sau centre de plasament, care erau cazate în apartamente închiriate în vederea exploatării. Gâdioim Umdijev Bela Iona a practicat prostituția în Piatra Neamț, prilej cu care și-a format un grup de clienți fideli, iar în 2015 a racolat mai multe minore dintr-un centru social din municipiul Roman, pe care le-a cazat în Piatra Neamț în locații puse la dispoziție de de membrii rețelei. Din probatorul administrat a rezultat faptul că Gâdioie a cunoscut mai multe minore în centrele de plasament pe care a reușit să le determine să practice prostituția. În perioada 2016-2017, Gâdioie a tras-o în activitatea infracțională și pe inculpata Ana Maria Păduraru, căreia i-a solicitat să racoleze și alte colege din centrul de plasament dispuse să practice prostituția. În timp, din grupul inițial s-a desprins un altul care și-a dezvoltat activitatea infracțională la Roman. Vom reveni cu punctul de vedere al Direcției de Protecție a Copilului Neamț.